Stimate maestre Celibidache, acest interviu pe care ni-l acordați către sfârșitul perioadei de repetiții care pregătesc cea de-a treia serie de concerte pe care le veți da împreună cu Filarmonica din București, acest interviu, spun, va fi difuzat după ce concertele vor fi avut loc. Dar pentru că sunteți la capătul la 8 sau 9 zile de lucru intens, v-aș ruga să ne spuneți cum apreciați lucrul cu Filarmonica la această nouă întâlnire a dumneavoastră cu prima orchestra țării. Lucrul se desfășoară așa cum s-a desfășurat până acum. Orchestra dă probă de o bunăvoință nelimitată, toți interesați, nu există unul care să nu vrea să facă ce facem cu toți, așa că rezultatele nu pot să lipsească. În ce privește progres, nu se poate vorbi de un progres de la o perioadă la alta, pentru că între timp prinși n-au făcut muzică în genul ăsta și tot ce am învățat de la mine a fost la mulți mai puțin neutralizat. Însă se poate observa oarecare facilitate în regăsirea drumului vechi. Într-asta există o ameliorare. Din experiența dumneavoastră, ce apreciați cel mai mult la orchestra simfonică? E așa de greu de spus ce am. Faptul că muzicianul, care e o mică roată într-un mare mecanism, e deschis la problemele de colaborare simfonică, de colaborare împreună cu ceilalți. Asta. V-am pus anume această întrebare pentru că dumneavoastră reprezentați un tip anume de muzician, de dirijor, foarte prețios în timpul nostru, în vremea noastră. Sunt poate 30 sau 40 de ani de când Enescu spunea că trăim vremea vedetei ambulante a marelui virtuos sau dirijorului care zboară dintr-un oraș în altul. Dumneavoastră reprezentați și argumentați prin tot ceea ce faceți o profundă vocație pedagogică. Greșesc oare? Nu știu dacă e profundă, dar în orice caz. Pedagogia face parte din sistemul de lucru. Nu poți să aștepți un rezultat de la aia cu care lucrezi dacă nu-l explici, nu-i convingi că ce vrei dumneatale trebuie făcut așa. Adică dacă motivul pentru care chestia asta se face așa sau altfel nu e un motiv obiectiv care se vede de la partitură, care se vede de la ideea compozitorului. Ori, ca să poți să dovedești asta, trebuie să fii un bun pedagog, trebuie să știi cu cine vorbești, trebuie să știi ce îi spui, cât poate asimila, cât poate prelucra și dintre asta să scoți maximul de eficiență. Și apoi pedagogia presupune continuitate. Ori această revenire a dumneavoastră la noi argumentează, îndrăznesc să spun, aceeași voință de continuitate prin forța lucrurilor intermitentă, dar totuși o continuitate. Fără discuții, ideea mea este că să pot să duc orchestra mai departe, adică nu să ne culcăm pe rezultatele obținute, ci să ajungem să perfecționăm orchestra până acolo unde darurile poporului nostru ne vor permite. Aveți o anumită viziune de perfecționare în acest sens? Viziune nu, dar am o cunoștință perfectă a faptelor și știu cum trebuie lucrat ca să se ajungă acolo unde băieții dau maximum pe care îl pot da. Dar trebuie să spun că, nu știu, din noroc sau din circunstanțe într-adevăr speciale, eu mă înțeleg mai bine decât aș fi sperat vreodată și cu direcția și cu colaboratorii mei direct. Este lucru esențial? Nu, sigur. Nu poate să fie o identitate de vederi, de efort, de ideal, de ambiții și de realism mai profund decât există între mine, orchestră și conducere. Despre tinerii muzicieni români, sunt câțiva dintre ei cărora le-ați oferit burse de studiu, le-ați dat prilejul să lucreze în preajma dumneavoastră, să se perfecționeze. Unii au stat mai mult, alții mai puțin în preajma dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre ei? Cum evoluează? Bine, experiența asta a fost fără discuție pozitivă, însă e de prea scurtă durată. Cât că fiecare dintre dânsii și-au dat seama de imensitatea de cunoștințe de care e nevoie ca să poți să te descurci într-o oarecare măsură. Am fost, în general, foarte plăcut surprins, nu numai de faptul că s-au descurcat ca dirijor, dar că și-au însușit un anumit
repertoriu de noțiuni abstracte, filozofice, cu care au început să lucreze, să manovreze, să răspundă, să formuleze și așa mai departe. Eu consider experiența cu dânsii foarte pozitivă și o să-i chem și anul viitor. Știm cu toții ce se întâmplă în lumea muzicii contemporane, cât de complexe, cât de contradictorii sunt fenomenele și cât de dificile difuzarea creației contemporane. Care credeți că ar fi șansele muzicii contemporane românești de a pătrunde? Fiecare timp a avut oamenii săi creatori și există astăzi compozitori moderni contemporani excepționali, cum au fost întotdeauna. Nu cred că trebuie să facem un efort special să-i punem în valoare. Eu cred în puterea de străbatere a creației. În selecția naturală. Fără discuții. Vezi că tot procesul contrar, adică presa care s-a bagat cu toată ignoranța și complexele de inferioritate ca să lanseze anumite școli, vezi că au murit. Dodecafonii nu mai scrie nimeni. A durat 18 ani și a dispărut, a înmormântat pe veci. Stimate maestre Celibidache, dumneavoastră sunteți un fanatic al perfecțiunii. Pentru a ajunge aici, dumneavoastră munciți enorm. Puțini sunt dirijori în lume care impun organizatorilor, cu prețul renunțării, regimul acesta de 8 sau 10 repetiții pentru un concert. Suntem mulți care ne întrebăm și de aceea am permis să vă pun această întrebare. Cum se face că nu simțiți nevoia de a eterniza rezultatul atât de prețios al acestei munci? Sunt grozave nevoia să eternez, dar nu se poate. Cum să eterneze? Tehnica de înregistrare a ajuns nu la Dar din contra, s-a îndepărtat de 1000 de ori, e de mult mai prost decât era la omofonie. Ați creat valori complet noi, care nu există nici în muzică, nici în interferența sunetului, nici în combinațiuni stâlne. Apariții complet noi, care au deformat total textul inițial. Dirijorul poate controla maestrele sunetului. Dar deloc, dar dirijorii sunt surs, domnule. Eu nu cunosc dirijori cu ureche. Sunt surs, toți sunt surs. Care e un om surd la muzică? Dar dacă spun eu așa, Dumnezeu, crezând că eu sunt gelos, eu vreau cariera lui. Dar trebuie să înțelegi că sunetul, așa cum îl produceți dumneavoastră, este, are o calitate, dar nu are o calitate muzicală. Și a zis, un progres tehnic este o totală stâlcire a relațiilor reale între sunet și mișcare. Pentru că sunetul se mișcă. Ori tot este proiectat într-un alt sistem referențial. Și nu mai conține absolut niciuna dintre măsurile omenești care i-a dat viață. Dumnezeu, cu noile aparate și amplificații și stereofonii, ai să creezi valori sonore, impresii sonore, dar niciodată alea care poartă ideea compozitorului așa cum a auzit-o el. Deci, prin forța lucrurilor, te îndepărtezi de esența muzicii, adică ajungi la impresii muzicale. Noi ne slujim, ne folosim de impresii muzicale, dar ca să le transcendem, nu ca să le înlănțuim. Următoarele cu noile descoperiri poți să dai niște impresii extraordinare. Electronica este o bogăție de expresie extraordinară, dar nu se poate transcenda, că nu aparține decât voinții omului. Dar în sunet este ceva care aparține și cosmic. Octava e un fenomen cosmic. Dumnezeu, ai furat de la natură sunetul din frecvențe egale. Ai pus coarda între două și sună bim. E, asta ți se pare, pentru că în fond cosmosul ți-o și-o recapătă, și-o recâștigă. Ea se împarte în două, se împarte în trei și dă naștere armonicele, dă o naștere de o serie de epifenomeni care îți arată cum moare sunetul. Muzica transcendentă, fiecare secundă trebuie să știi de unde vii și unde te duci. Deci momentul ăsta are o valoare relativă. Trebuie să ți-l însușești. Dar dumneavoastră când ești aici, ești și aici. De aici afirmația zen, adică eu sunt aici pentru că nu sunt aici. Dacă aș fi numai aici, nici nu știu de unde vin și nici nu știu unde mă duc. Oricare e esența muzicii. În momentul în măsura 7, eu trebuie să știu de unde vin, de ce am ajuns, cum am ajuns la mașina 7 și trebuie să știu unde mă duc. Deci sunt aici fără să fiu aici. Asta e esența transcendenței. Ori, în muzica asta, impresiile că ți-a ameliorat, că s-a aud alte valori decât alea care au dat naștere sau alea care au animat sufletul compozitorului.
Spuneți-mi, maestre, care este cea mai mare bucurie a dirijorului? Realizarea ideii pentru care a lucrat. Dacă ați avea 20 de ani, ați luat viața de la început la fel? Da, uite, o întrebare care mi-am pus-o și eu. E foarte greu să-ți răspund, pentru că nu mă pot imagina că aș avea 20 de ani să știu așa puțin cât am știut la 20 de ani. Ori, dacă mă întreb acum la 20 de ani, mă gândesc la ăla de la 20 de ani cu tot... Cu experiența de astăzi. Experiența de azi, deci este o falsificare în toată asta. Nu cred că aș face încă o dată strada asta. Adică, uitându-mă înapoi, gândindu-mă că m-am învățat 26 de ani de muzică până că pot să fac și eu puțină muzică cu ceilalți, mi se pare foarte descurajant. Calea este aspră. Lungă, aspră, fără niciun fel de șansă să poți răzbate pe căi normale. Cum spunea Ienescu, îți trebuie ștofă de martir și, într-adevăr, te înfrunți la orice etapă a vieții, chiar la cea în care mă găsesc eu, cu o masă de ignoranță, cu ziduri de interese organizate pe care noi, oameni normali, n-avem cum să le prăbușim. Trebuie să le ocolim, dacă se poate. Maestre Cerbi, dacă îngăduiți-mi să încheiem această convorbire pe acest strigăt al inimii dumneavoastră, un strigăt sincer și care totuși nu ne răpește nimic din bucuria pe care dumneavoastră, făcând muzică împreună cu filarmonica noastră, ne-o dăruiți. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, la onoare!